un frate geamăn și părinții mei, ca să mă supere, mi-au zis că fratii mei l-au făcut ei, eu eram cumpărat de la țigani. Așa că din copilărie am avut oarecare apropiere sufletească față de țigani, nemai vorbind de faptul că m-am crescut lângă fosta groapă de gunoi a Bucureștiului și care a fost dărâmată cu ocazia construirii mauzoleumului unde Gheorghiu Deși și ceilalți ștabi au fost mormântați. Și după a scos și acum nu știu, probabil că noi ștabi se mormântează acolo. Și mi-a fost... Plus că mai târziu am aflat că ceea ce era o injurie pe vremea aia, bișnițari, lucru folosit pentru țigani, venea de la expresia de business. Lucru care caracteriza anii 90. Deci am simțit o anumită apropiere. Are și de-a face cu faptul că familia mea a fost exterminată din partea tatălui în lagăre de concentrare ca evrei și țiganii de asemenea. Deci existau mai multe conexiuni, să zicem, aproape sentimentale, familiare cu romii în sine. Dar cred că copilăria mea crescută lângă această groapă de gunoi care ne fascina și unde nu îndrăzneam să intrăm, a fost probabil motivul principal de ce m-a interesat de această temă. În principiu, eu m-am întâlnit cu Gabi cam în fiecare an când eram în România și, în general, eram unul dintre privilegiații care putea să sta cu el cât vrea de mult, pentru că aveam o foarte bună prietenă care era purtătoare de cuvânt al direcției penitenciarelor, care era cam... să zicem, un fel de dizident în această direcție a penitenciarilor, care îmi dădeau o aprobare să fac prospecții în pușcării să filmez. Aprobare care o foloseam în exclusivitate să vizitez pe Gabi. Și cei din pușcărie erau foarte fericiți că nu fac nici prospecții, nici filmări, deci mă lăsau să stau cu el cât vreau. Stăteam cu el în celulă și ne întâlneam în principiu în fiecare an. Sigur că el mă mai suna la telefon din când în când noaptea să se intereseze cum sunt notele lui fiică mea, chestii foarte banale care se vorbesc, în general pe mobil din închisoare. Și mi-a scris această scrisoare la București că acest termen de eliberare se apropie de probațiune și spunându-mi că speră că dacă vine eu cu camera de filmare, are o șansă mai bună să fie liberat decât înainte. De fapt, la primul termen a fost refuzat după 20 de ani, abia după 21 de ani a fost eliberat. Și așa că în anul respectiv am fost de câteva ori în Botoșan, în închisoare, am făcut chiar și un seminar de film documentar cu deținuții acolo, despre viața lor, unde Gabi era cel mai bun dintre toți. Și... da, aveam o relație de prietenie între noi, așa că sigur că și eu am tremurat dacă va fi eliberat sau nu, neștiind care este răspunsul corect să fie sau să nu fie eliberat. Eram mulțumit că nu eu sunt cel care trebuie să decidă în acest caz, pentru că știam că este complet nepregătit pentru eliberare. Gabi, având în 21 de ani exact 45 de minute cu un psiholog în care și-au spus bancuri. Deci asta era toată resocializarea la care luase parte în timp de 21 de ani. Povestiți că omorâse o procurare, deci pe soțul e un judecător. Însă, da, acest lucru l-am aflat abia la sfârșitul filmului, când am încercat să dau de fiul acestei perechi și singurul meu punct de reper fiind acest dosar. După mare halbălaie am reușit să obțin dosarul, pentru că dosarul era pierdut. Și... da, și acest lucru s-a adeverit, dar povești inventate fac parte și din viața noastră curentă. Nu știu câte povești ați inventat dumneavoastră în viață până acum, dar sunt convins că au fost câteva sau cel puțin. Mi-ar pare rău să nu fi inventat nicio poveste. Deci ceea ce făcea Gabi într-un spațiu închis, de fapt face parte din existența noastră de zi cu zi. Eu l-am întrebat pe el de ce a inventat aceste povești și mi-a zis pentru că am avut o viață de rahat. Și dorea să se întâmple ceva. Gabi mi-a povestit într-un timp că el este, de fapt, nepotul unei supraviețuitoare din Auschwitz, maică-sa. La sfârșitul filmului s-a dovedit că nici măcar nu este evreu. Dar și-ar fi dorit acest lucru. Și faptul că toți n-ar vrea să fie evreu și el era sigur că își dorea să fie evreu, dar din păcate numai porecla lui era de evreu, mi se părea o chestie interesantă. Și am stat de vorbă cu rabinul Bucureștiului, i-am povestit de chestia asta și mi-a zis: lasă-l, domne, în pace. Dacă vrea să fie evreu, n-are decât să fie. Nu-i treaba mea să decid chestia asta. Și de asemenea, nu este treaba mea să decid care este adevăratul adevărat sau adevăratul dorit. Deci, în principiu, mă interesează mai puțin
ce s-a întâmplat exact miercuri la ora 16:45, ci mai mult m-am interesat ce s-ar fi putut întâmpla la această oră. Sau... Și după acest principiu fac filmele eu. El se află în continuare în Bavaria, are acum deja două joburi, toată familia lui, fratele, cumnata, copii, mama lui au venit după el, fosta lui soție de asemenea. Deci, cât de paradox sună, de fapt, Gabi a fost pârghia de intrare pentru toată familia. Deci, condamnatul la 21 de ani de închisoare, emigrat în Germania, a fost soțul, cum să zic, broasca de intrare a întregii familii în Germania. Și el, cel puțin acum o lună, era în Germania. Muncește prea mult și este furios pe cei care lucrează, că îl exploatează, dar... Da, îi merge relativ bine. Singurul lucru care Gabi cred că nu l-a rezolvat pentru el însuși, multe lucruri nu l-a rezolvat, dar din punctul meu de vedere ar fi să-și ceară scuze față de fiul victimelor. Mi-a zis că încă nu este încă la acest stadiu și trebuie să spun, să mai fac încă un film ca el să-și ceară scuze. Nu știu. Deci în momentul ăsta cred că anumite lucruri trebuie să rezolve el însuși. Tot acest... Modul nostru de acționare în film a fost faptul că noi am împins acțiunea în față și Gabi nu s-a eschivat. N-a fost din inițiativa lui, dar el a avut mare merit niciodată să ne blocheze sau să se eschive. Și cred că nu este simplu ca cineva să se pună în fața camerei și să fie confruntat cu propria lui minciună, lucru care îl face el și lucru care îl face el și la anumite vizionări în cinematograf. A fost la festival din Leipzig și a stat de vorbă cu publicul, a stat de vorbă cu studenții de film din Babelsberg, deci oarecum se confruntă cu trecutul lui și este fericit că a scăpat de această moară de mormânt. Piatră de moară, să zice, care era o greutate și pentru el și pentru mine. Nu? Bineînțeles că, ca peste tot, există mai multe categorii și există categoria privilegiaților. Foștii judecători, de exemplu, sunt acolo niște Dumnezei, pentru că toți deținuții și gardienii capătă pe gratis o consultație juridică. Deci, bineînțeles că anumiți oameni sunt tratați cu mănuși. În timpul când filmam eu, era Cosma acolo, la care toți gardienii vorbeau cu nenea și el era ca un fel de șef al terenului de fotbal. E diferită, dar pentru ceilalți nu este o viață simplă și nu poate să fie o închisoare mai bună ca o țară. Dar, de multe ori am avut impresia că o închisoare germană sau cel puțin americană este mult mai dură pentru că este foarte strictă. În Rahova această regulă că deținuții și gardienii nu vor să-și facă viața inutil grea funcționează destul de bine. Deci în această laissez-faire românesc există anumite spații de libertate. Eu sunt în situația destul de tâmpită că sunt prima oară la asta film festival. Deci aș putea să laud, dar l-aș lăuda pe gratis. Filme, au rulat două filme de ale mele înainte, ăsta, Of the Keeper, și cred că am mai rulat Pier of Apollon, dar nu sunt sigur. Dar eu personal am aflat pentru prima dată. În principiu, asta este, cred că, cel mai mare festival din România de filme, inclusiv artistice. Nu cred că există unul mai mare. Și sigur că dacă ceva funcționează 20 de ani de zile, își creează un anumit public. Însă au apărut câteva festivaluri foarte interesante și există o anumită pătură de oameni care umple aceste cinematografe, unde au loc filme documentare. Nu-mi dau seama cât de caracteristic este pentru toată populația. Și am avut săptămâna trecută, a fost în București un festival și când eu am fost de față erau 10 spectatori la filmul ăsta afară. Vinerea seara era plin. N-am fost, din păcate, de față acolo, pentru că eram la o prospecție în Delta. Deci, cred că este o problemă generală în toată Europa a filmului documentar, pentru că festivalele sunt foarte bazate pe aceste stele, vedete, și bineînțeles că își atrag publicul și ai nevoie să creezi un public care vine curent. Nu știu, trebuie întrebat cei din asta, știu mai bine ca mine, cât de bine și-au educat publicul sau nu. S-ar putea să fie îndeltă, sunt, dar absolut la început sunt ca câinele care speră să găsească un os la capătul străzii, dar nici măcar n-a ieșit din ușa de intrare sau de ieșire a casei. Sunt acolo, mai există un proiect în Maroc, la care sunt ceva mai departe, dar
Eu sunt... Sper să mai fac un film. Asta e tot ce pot să zic în momentul de față. De fiecare dată suntem fericiți că l-am supraviețuit pe ultimul și suntem convinși că nu o să mai facem niciodată un altul. Și...